vă invităm la un dialog despre circulație rutieră prin Piatra Neamț. Și cu cine putem să ducem o discuție aplicată în acest domeniu decât cu un membru din Comisia Rutieră Piatra Neamț, domnul Romel Burjoveanu. Îi mulțumesc că a ajuns aici la noi, consilier local în același timp. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Pentru invitație! Știți de când aveam emisiunea asta programată și nu că la cererea telespectatorilor, foarte mulți oameni sunt interesați, văd că circulația în Piatra Neamț e din ce în ce mai complicată și vor să știe ce se mai întâmplă. Ce-i cu comisia asta rutieră? Ca să lămurim telespectatorii să aibă și o idee, cum se iau hotărâri când se schimbă un sens de circulație, da. Un giratoriu, o ceva în comisia rutieră, viața noastră. Da, cea în cadrul Consiliului Local este înființată prin dispoziție de primar. În comisia rutieră, cred că e bine să știe toată lumea, sunt specialiști, nu doar consilieri locali. Chiar consilieri locali suntem puțini, eu și cred că un coleg. E vorba de șeful poliției rutiere Piatra Neamț, până acum ceva vreme venea chiar comandantul poliției Piatra Neamț, șeful poliției locale Piatra Neamț, arhitectul șef al primăriei Piatra Neamț, viceprimarul municipiului, directorii de la societățile cu care comisia rutieră lucrează în anumite situații, vorbesc de parking și X-Data Soft, șeful serviciului transporturi din primărie. Suntem undeva 12-13 membri în comisia rutieră. Rolul meu ca și ales local, eu nu trebuie să fiu neapărat inginer în siguranță rutieră sau nu știu, să am o calitate. Eu sunt ales local, iar rolul meu ca ales local este să identific problemele care sunt care apar în oraș, prin audiențele pe care le țin, da, da. Pe pagina de Facebook, în fiecare seară când ajung acasă, am câteva mesaje de la pietreni care îmi cer ajutorul sau cer soluții, inclusiv pe partea rutieră. Asta spuneau, rolul meu este să aduc în fața comisiei rutiere aceste probleme și să căutăm o soluție pentru rezolvarea lor. Asta face comisia rutieră. Și faptul că trăiți în orașul ăsta, simțim, bineînțeles, la fel ca și noi, pe pielea dumneavoastră. Eu mi-am dorit să fac parte din comisia rutieră, chiar m-am rugat pe domnul primar Dragoș Chitic, fiind la primul mandat de consilier, înainte de alegeri am spus, dacă o să ajung consilier local, o să vreau să fac parte din comisia rutieră. Și am ajuns să fac parte din comisia rutieră și cred că anumite lucruri pe care le-am promis deja se văd în orașul Piatra Neamț. Da, vedeți și dumneavoastră, sunt fel de fel de cazuri, de situații, de oamenii trec pe roșu, șoferii, pietonii. Da, pentru asta sunt cazuri, da. Pentru asta există o soluție. Nu vorbesc neapărat de țările vestice. Vorbesc de orașele din România, unde se circulă cât de cât bine. Care ar fi alea? Mie îmi place foarte mult cum se circulă în Alba Iulia, cum se circulă în Arad, cum se circulă în Brașov. Bine, au apărut foarte multe sensuri unice. Iulia, pentru că sunt... Într-adevăr, aveți perfectă dreptate. În Alba Iulia eu am impresia că sunt și mult mai puține mașini decât într-un oraș... Eu am făcut un calcul. Da, aveți perfectă dreptate. Parkingul are 18.000 de locuri de parcare contractate. Mai există vreo 2.000 de locuri de parcare, cred că la X-Data Soft, cele cu fisă, cu parcare orară. În afară de asta, în Piatra Neamț mai sunt vreo 10.000 de mașini care parchează fiecare pe unde poate, când ajunge seara, pe bordură, pe spații verzi, pe trotuare. Deci 10.000 de mașini care sunt acum așa pe... Cam așa, da? Cred. Parcul auto, zic eu că este peste 30.000 de autovehicule în Piatra Neamț. Gândiți-vă la o populație de 78.000 de locuitori, populație stabilă pe care o are Piatra Neamț acum, asta înseamnă că la fiecare familie, la fiecare gospodărie există un autoturism. Iar de ce discutam la început, de ce e traficul ăsta aglomerat? Orașul Piatra Neamț, dacă e să fim sinceri, a fost construit începând cu anii 50-60 sau poate anumite artere mai devreme. A fost proiectat în urmă cu 60 de ani. Cu 60 de ani erau 10 mașini în Piatra Neamț. Cu multe orașe din România. Nu s-a gândit nimeni că o să explodeze. Foarte mulți spun și au dreptate pe de-o parte. De ce sensurile giratorii au diametru așa de mic? Sunt unele care sunt conform stasului, au diametru peste 8 metri, intră două benzi de circulație în ele, se iese pe două benzi, e în regulă. Altele au un diametru foarte mic pentru că așa a permis acea zonă. Dacă scoatem sensurile giratorii și punem semafoare, vom bloca orașul mai rău decât e acum. Dar sensurile giratorii și semafoarele cu buton au un rol esențial în fluidizarea traficului. Dacă discutăm despre fluidizare, acum ne uităm la sensul giratoriu de la Bunic. Primul
proiect pe care o să-l implementăm acum în 2018, va fi mutarea semaforului de la unic, undeva la jumătatea distanței dintre cele două treceri de pietoni. Este prima trecere unde e semaforul cu buton și mai este una aproape de celelalte două sensuri giratorii pe Cuiești. Aha, la le desfințăm pe ambele. Ceva cu direcția apelor. Da. Le desfințăm pe ambele și facem unul singur cu buton pe mijloc, ca să nu mai blocăm sensurile giratorii. Deci asta ne așteaptă. Deci un singur semafor, da? Va fi un singur semafor, desfințăm ambele treceri și rămâne una singură. Pentru fluidizarea traficului și pentru protecția... Ce se întâmplă cu mașinile din parcare? Pentru că am văzut că unde faceți treceri, la parcări eliminați câteva locuri. Că dacă omul ți apare direct din mașină, dacă lăsați... Legea spune că la 25 de metri de intersecții sau de treceri de pieton, nu ai voie să faci parcări. Noi încercăm măcar 15 metri. Există parcarea din față de la unic, da? Da, nu. Va fi desfințat un sector de parcări și se va face trecere de pietoni. Și tot ca proiect pentru 2018, încercăm să identificăm toate intersecțiile unde se parchează aiurea, se parchează aproape de treceri de pietoni sau chiar în intersecție și vom pune pilonii ăștia reflectorizanți care i-ați văzut pe Bulevardul Decebal, vom pune în toate intersecțiile ca să nu se mai poată parca. Sunt câteva locuri în Piatra Neamț unde, într-adevăr, sunt probleme și bănuiesc că acolo încercați dumneavoastră să găsiți rezolvarea. Sunt câteva locuri roșii, așa le locuri spunem roșii, noi. Împreună da. Cu poliția rutieră, prima dată trebuie să stopăm sau să încercăm să reducem cât mai mult frecvența accidentelor cu victime sau mortale, pentru că e totuși aiurea, e un oraș mic, Piatra Neamțul. Piatra Neamțul are două bulevarde mari și încă trei străzi. Cu toate astea, încă se mai moare la treceri de pietoni. Iar frecvența accidentelor mortale sau accidentelor cu victimă este pe sectorul de drum de la 1 mai spre Dumbrava, pe General Nicolae Dăscălescu. Mm-hmm. Când acolo, oamenii spun, domnule, am scăpat de oraș, să-i dăm tare. Da. Exact. Dimineața e un real pericol să te încumeți să traversezi pe o trecere de pietoni. Sunt 7 treceri de pietoni, eu am trecut pe la toate, m-am oprit la toate. Unele din ele duc în stații de autobuz și asta nu e normal, să fie o trecere care duce în stația de autobuz. Și cred că cea mai bună soluție pentru a reduce accidente, știți ce se întâmplă acolo? Mor, din păcate, copii și oameni care stau în acele zone. Ei se duc spre școală, unii din ei nu se mai întorc. Da. Atunci dimineața săptămâna asta am spus de fiecare dată, domnule, ce bine am circulat, dar de luni începe școala, începe iarăși nebunia. Tot orașul se blochează până în 8 și 10 și un sfert, așa, tot orașul este cumplit. Pentru că, părinții își duc copiii la școală, după care merg către locurile de muncă. Asta e direcția noastră. Toată lumea cam pe la fără 10, așa începe nebunia. Este firesc să știți că toate orașele României se blochează dimineața. Nu există un oraș în care se circule... Sunt convins de treaba asta. Și eu mă gândesc la fel, am mașină, plec din casă, la fără un sfert, nu plec la 7:30 cu mașină. Mm-hmm. Am timp. Ei, n-am timp. Când ajung sub podul la Orion, m-am blocat. Așa este pentru că vin mai mult de 10.000 de mașini, sunt familii care își duc copiii la grădiniță, la școli și aici mai este un subiect. Vă rog. Am discutat acum câteva luni cu directoarea școlii numărul 3. La școala 3, la amiază, este un haos de nedescris. Știți, nu? Intersecția de la școala 3, unde pe o bandă se opresc toți și așteaptă să vină copiii să ia. Bun, e corect cumva, vrei să-ți protejezi copilul, te duci, îl duci la școală și îl aduci. Dar, pe de altă parte, dacă copiii de la școala 3 ar fi așa cum spune legea, arondați zonii de blocuri, n-ar veni nimeni să-i ducă cu mașina. Toți cei de la școala 3, sau marea majoritate, vin din Dărmănești, din Mărăței, spuneți din Precista, de la Vaduri, de la 1 mai. Spuneți un adevăr, într-adevăr, așa este. Și prin alte părți, și pe la alte școli. O soluție doamnei director de la școala 3, clasele preșcolare și copiii de la 1-4 să-i scoată pentru o ieșire separată pe lângă biserica, de lângă școala 3, iar părinții pot aștepta în parcarea de lângă biserică, de sus. Uh-huh. Nu știu acum dacă cât a contat sau nu cuvântul doamnei director, nu s-a implementat lucrul ăsta, dar o să mai încercăm o dată.
Da, într-adevăr, acolo e... Vreau să completez, vă spunem da, de... toate școlile, de... să știți, au probleme. Școala numărul 2, și la școala numărul 2 acolo, da, acolo e o nebun. Da. Toate școlile au asemenea probleme, pentru că părinții vin în viteză, iau copilul, duc acasă, fug iar la serviciu. Vreau să completez un răspuns vis-a-vis de general Dăscălescu. Spuneam că acolo e singura zonă din oraș Piatra Neamț unde încă sunt accidente mortale. Acolo cred că cea mai bună variantă ar fi să punem semafor cu buton, identificăm primele trei treceri, accidentele sunt în jurul trecerilor de pietoni, se traversează pe patru benzi. Când traversezi pe două benzi, ai timp, alergi, nu știu, e un sector mai scurt de drum. Când traversezi patru benzi, te asiguri pe prima, pe a doua, dar de pe ultimul, următoarele două, nu știu da, ce-ți vine. Atunci te gândești să-l depășești școala chiar da, în dreptul trecerii. Și atunci am spus că punem semafoare cu buton. Cu ocazia asta, oamenii se adună, apasă butonul, așteaptă până se face verde și trec toți. Începe, nu știu dacă cetățenii au remarcat, deci când apeși pe buton, atunci începe să cronometreze. Și în funcție sunt de oameni, zonă? Acum două zile eram cu cineva și chiar îmi spunea, domnule, uitați-vă la oamenii ăștia, nu știu că ei trebuie să apese pe buton. E semaforul ăla de la școala 4. Da. Apăsați pe buton, atunci începe să cronometreze, vedeți că începe. Eu cred că zona de la școala 4 este foarte bine fluidizată acolo. Da. Prima mea propunere în calitate de consilier local în cadrul Comisiei Rutiere a fost să introducem acel semafor cu buton la școala 4 și să mutăm trecerea de pietoni, pentru că era trecerea de pietoni era în dreptul școlii. Chiar cum ies copiii de la școală, se aruncau pe trecere. Uh-huh. Discutăm și despre mentalități. Și era nu și în dreptul, era și era în dreptul și stației. De taxi. Da, Nu, era în dreptul stației, pentru că erau multe probleme acolo. Eu am văzut într-un... Deci veneau autobuzele în stații, dădeau oamenii jos, nu mai mergeau, știți, că stația era la câțiva metri da. De... Nu mai mergeau oamenii și o luau pe de-a dreptul, știți? Da, și da. Se trezeau pe banda așa și am văzut de multe ori poliția lua carnete. Băi, dar pietonii nu vede... Da, era o vânătoare nepermisă. Da. Aia a fost prima mea propunere, semaforul cu buton și pilonii care să fluidizeze cât de cât circulația. Și eu zic că e un lucru bun făcut acolo. Dar care e rolul acelor piloni care au fost puși acolo, acolo în precista? În momentul în care veneai dinspre Bicaz, spre centru. Foarte mult se fragmenta fluxul rutier pentru cei care făceau stânga spre Mihail Sadoveanu, pe lângă biserică. Mm-hmm. Și atunci am pus pilonii, dacă vrei să faci stânga pe acolo, te duci, intri în sensul giratorului și te întorci înapoi. Da. La fel, cei care ieșeau pe lângă biserică și vreau să meargă la Petrodava, iar fragmentau foarte mult fluxul rutier. Da, ați văzut că totuși e un pic îngreunată circulația, mai ales acum când și mașinile în parcare sunt... parcarea e plină. E puțin îngreunată circulația. Prima bandă e cam îngustă, mă rog, pe banda a doua mergi bine. Au început șoferii, că eu circul zilnic pe acolo, au început oamenii să-și dea prioritate, se vede că e riscant când mergi pe prima bandă, când vii în centru, e foarte îngustă. Eu am și măsurat acum, dați-mi voie, că nebunia... Da. Deci banda de jumătate de bandă e mult mai îngustă cea de la care vine în centru decât cea care merge în precista. Dar repet, dacă na, sunt pentru că am văzut și eu că trebuie să pui, frate, garduri ca să încep să mulți intrau, mergeau spre Bicaz și vedeau un loc în parcare, pac, peste da, trecere, exact. Așa. Deci erau foarte, foarte multe sunt lucruri. Și cazuri de astea. Cu gardul, cu trebuie educat. De asemenea, o altă trecere de pietoni, mai ales pentru cei care locuim în Precista, era cea de la Dunărea. Nu de la Dunărea, de la Laguna. Și am văzut cum veneau și asta mă bucură, pe mine personal mă bucură că văd că un magazin de-a nostru merge, dar faptul că se parca în toate felurile posibile și imposibile și trecerea era chiar perpendiculară pe magazin, aia era o nebunie generală acolo. Mai ales cum e, dacă magazinul respectiv își lua vizele cum trebuie, un magazin cu un supermarket trebuia să aibă minim 5-10 parcări în față ale lui. Ei, supermarketul are o singură parcare și ține un depozit de fapt în parcarea aia. În cauza asta era foarte mare aglomerație în zona parcării, de-aia am și desfințat-o și am mutat-o un pic mai sus.
Bun, și din cauza că a apărut sensul giratoriu de la Biserica Precista Nouă, ca să poată intra în flux cei de pe, din zona stadionului de acolo. Dimineața stăteau foarte mult ca să iasă din parcările lor. Acolo au fost foarte multe accidente, din păcate și acum sunt accidente la noua trecere pe care am făcut-o, pentru că ori nu s-a învățat lumea cu ea, ori nu se uită după semnele circulației. Cred că o să mărim cumva numărul semnelor de circulație din acea zonă. Nu am mai văzut accidente. Pentru că sunt oameni ăștia care stau în zona Gostat, ca să vină la magazin, trebuie să vină și să urce aproape de Biserica Nouă și să se întoarcă. Da, astea e, nu poți să faci în fiecare, în fața fiecărui bloc, să facem câte o trecere, câte o... Așa este. Orice decizie pe care o luăm, cu siguranță produce anumite frustrări. Nemulțumiri, da, nemulțumiri în rândul șoferilor, da, și a pietonilor, pentru că ei le-au intrat în reflex, că ei merg cum merg la magazin. Da, asta e o problemă. Sunt campanii de educare a elevilor, că pe oameni de pe stradă nu poți să iei să-i educi. Aia trebuia să fie educați până acum, într-un fel sau altul. Sunt campanii în școli, făcute de poliția rutieră. Eu am văzut copii care trec cu telefonul la ureche, se aruncă pe trecere de pietoni, când au văzut cu căștile, șapca în cap și nu mai văd nimic, trec să aruncă pe trecere și, bineînțeles, de acolo este o tragedie. Apropo de treceri de pietoni și de sensul giratorii, este, cred că, dată deja comanda pentru montarea unui semafor cu buton la muzeu. Știți că acolo este o trecere de pietoni pe care trece fiecare când vrea. Acolo în zona... Când se traversează dinspre Pietricica... Smart! Da. Așa, în zona Smart. Aha. Acolo fiecare trece cum vrea și fragmentează foarte mult... Acel sens giratoriu este, dacă vreți, cel mai complex sau intersecția cea mai complexă din oraș. Se intră din 5 părți în ea, din 5 străzi. Uh-huh. În momentul în care se trece pe trecerea pentru pietoni, s-a blocat automat sensul giratoriu. Trei mașini și s-a blocat. Da. Și atunci o să facem un semafor cu buton. Oamenii o să se grupeze, așteaptă contorizarea să facă verde. Probabil vor avea un timp de trecere mai redus. Pentru 4 benzi, timpul de trecere în jur de 18 secunde. Aici cred că o să facem de 12, pentru că e scurt drumul. Și atunci lăsăm 90 de secunde fluxul autoturismelor. Am înțeles. Dar lucrurile acestea, schimbările acestea pe care dumneavoastră le faceți, provizorii, unei dintre ele le fac provizorii, să vedem cum se desfă... Că dumneavoastră bănuiesc că faceți niște modelări, niște studii, da? În trafic niciodată nu poți să știi cum... Așa este, sunt măsurători de trafic. Pentru că dacă luați schimbări în luna iunie, iulie, când e circulație, sau în decembrie, când ați văzut toată lumea, cred că era mașini în perioada aia dinaintea sărbătorilor, era crâncen când ieșai prin oraș. De asta spun că sunt și perioade când e suportabil. E suportabil cu... Așa... Vă dau și întrebarea asta. Da, vă rog. Vin întrebări pe toate. Asta vreau să vă întreb. Deci prima dată faceți așa în studiu? Să vă spun. Nu prea riscăm să facem studii pe pielea pietrenilor. Să știți că să pun toate... semafor așa provizoriu, să zic, că mă gândesc că dacă se blochează iară, stau mașinile în... Există studii de trafic. Aha. Există, iar în zonele unde sunt foarte multe accidente și sunt vizibile sau sunt aglomerări foarte mari, acolo intervenim fără studiu. E vizibil că trebuie făcut ceva să se schimbe. Uh-huh. Și m-a dat exemplu semaforul de la școala 4. Tot ce facem noi, să știți că are avizul poliției rutiere. Nu s-a făcut așa de... Nu, ne trezim noi într-o noapte dar să... Nu spune nimeni că... Au fost foarte multe discuții în privința ștergerii unor treceri de pietoni. Dacă vă aduceți aminte, chiar eu am inițiat două treceri de pietoni să fie desființate, nu ca să meargă lumea mai mult, că de fapt trebuie să meargă mai mult vreo 100 de metri. Dar mersul pe jos nu e o problemă, nu să știți. Trebuie să fie... Da. Erau treceri de pietoni unde... Erau frecvent accidente de circulație, era pusă în pericol viața celor care traversau. E vorba de trecerea de pietoni dintre Hotel Central și Bulevardul Republicii, care a fost ștearsă, era aproape de sensul giratoriu. Și acolo săptămânal erau... La librărie, așa, la librărie. După ce am șters trecerea de pietoni, oamenii tot treceau. Am pus gărduțuri, săreau gărduțurile și treceau în continuare. Până când s-au învățat. Da. Și trecerea de pietoni de lângă primărie, cum se iese din pasajul Curții Domnești, de deasupra. Uh-huh. Nu aveai vizibilitate tu ca conducător auto când ajungeai în vârful dealului și vedeai că ai un pieton pe trecere. Și am desființat-o. Și ați dus-o mai încolo? N-am dus-o. Cei care vor să traverseze într-o parte în alta la primărie, merg pe deasupra pasajul Curții Domnești. Am înțeles. 30 de metri până acolo.
Așa, nu înțeleg un lucru, legea trebuie respectată indiferent că e copilul tău sau al altuia, ne spune un telespectator. Staționarea la școala 3 e informală la ora 12, chiar nu se poate pentru 15 minute un echipaj. Un echipaj, ne spune cineva, de poliție să dirigeze. Știți? Da, și asta e... E o problemă cu echipajele și de poliție locală și de poliția poliției municipiului. De poliție-poliție. Da, nu sunt așa de multe echipaje, așa cum ne așteptăm. De multe ori vin și dau amenzi în zona aia, dar nu pot zi de zi să stai acolo. Eu v-am spus, cea mai bună variantă este pentru copiii preșcolari și clasele 1-4, pentru că părinții vin să-și ia copiii mici, nu vin să-și ia copiii de clasa 8 cu mașina. Să fie scoși în spate pe lângă biserica, de lângă școala 3. Aia e cea mai bună variantă și atunci se vede că nu o să mai fie probleme în trafic. Dar trebuie să ia decizia doamna director al școlii numărul 3. Am înțeles, trebuie un pic de implicare. Da, da, da. Intersecția de la asta era subiectul, mi l-ați dat prea devreme, asta vreau să-l țin, dar hai să-l discutăm acum. Intersecția de la Moldocor cu strada... Deci tot ce înseamnă... Ce se coboară de la stadion? Ce se coboară de la stadion și toată zona aia de la Moldocor. M-am uitat și dimineață. Chiar m-am uitat dimineață când am venit. Pentru că eu, vă dați seama, acolo este circulație intensă. Da. E într-adevăr, sunt niște parcări puse de firma de parcări. Eu nu comentez, că spuse pe dacă oamenilor le-a convenit și le-a cumpărat și și plătesc pentru ele și își țin mașinile acolo și nu se gândesc că e periculos, nu mai contează. Vorbiți de parcări de la Moldocor? Dar acolo intersecția aia de la Moldocor, mie mi se pare totuși... Inițial, parcările de la Moldocor, că vorbeam de parcări, erau un spic și le-am întors să fie paralele cu strada. Pentru că stăteau un spic și intrau pe o bandă de circulație, pe prima bandă. Parcările lor de acolo, din fața Moldocorului, da, nu? Da, sunt regulă parcările, nu e o problemă, pentru că au o alveolă, prima bandă. Intersecția propriu-zisă, în momentul în care vii de la stadion și ajungi în intersecție, vom face obligatoriu dreapta și se va merge și se va ocoli sensul giratoriu ca să vii în oraș. Da, da, da. Dar asta în momentul în care punem piloni de separare de la sensul giratoriu de la Biserica Precista până la sensul giratoriu de la mall. Deci vor fi piloni. Totul se face cu gard, cu piloni, cu... Așa se face educația rutieră. Educația rutieră. Doar deci, că semne de circulație nu e. Dar și astea costă, vă dați seama că și astea costă. Sunt... Bine, nu sunt costuri enorme, dar fluidizează circulația și eu zic că crește gradul siguranței rutiere. Deci și aia o luați în calcul. Da, da, da. Pentru că și acolo, sigur, intersecția aia, acolo va fi cu obligatoriu dreapta. Se parchează peste tot. E ceva, e o nebunie generală. Da, mă rog. Nu, sunt zone în Piatra Neamț, într-adevăr. Se parchează. Sunt instituții ale statului care au 6 locuri de parcare. Și zilnic vin mii de oameni. Trebuie să parcheze pe undeva. Bun, acum știți că este dată o lege a cadastrului verde. Nu mai poți intra în spații verzi să le distrugi ca să faci parcări. Nu mai e voie. Și atunci facem X Data Soft sau PubliServe amenajează parcări pe unde se poate, pe unde permite legea. Dar dumneavoastră legea. Cum vă gândiți așa? În viitorul apropiat sau mai puțin îndepărtat, care va fi soluția? Că în ritmul ăsta, mie îmi spunea cineva că la matriculări este nebunie. Hai că nu toți or fi din Piatra Neamț, că sunt de prin județ, de prin... Știți că în Piatra Dar Neamț... în ritmul ăsta, deci noi dacă mai matriculăm mașini cu... cum matriculăm până acum, deci nu vom mai putea circula de mașini. Credeți? Știți care este tendința în Europa? Și proiectele europene vin, pot să mai accesez proiectele europene doar pe lucrul ăsta pe care vă spun acum. În Europa se închid marele bulevarde, se fac pătrățele și se transformă în pietonale. Și este o reglementare ca oamenii să-și țină mașinile acasă, să meargă cu ele în weekend sau când părăsesc orașul, iar în interiorul orașului, spre serviciu, să folosească mijlocul transport în comun. Bun, asta înseamnă să pui la dispoziție mijloace de transport în comun, noi, cu aer condiționat și așa mai departe. Ăsta ar fi viitorul. Nu știu câți vor dori. Sunt oameni care își cumpără mașini de 10.000 de euro, au sute de cai putere. Și discutăm, și mă pui tu primăria să o țin în parcare înainte când, de a intra când în eu trebuie să o etalez. Exact. Discutam înainte de a intra în emisiune că am venit cu propunerea aia pentru trecerea de pieton supraînălțată de la școala 8. Mie, un amic care are acolo peste, în Dărmănești. Da, da, da. Peste 200 de cai putere, mi-a zis, păi eu nu mai pot trece cu 120 în zona aia, ai pus trecerea de pieton, eu ce fac? Cam asta e mentalitatea. Oamenii, dacă și-au cumpărat mașini scumpe... Ați avut discuții aprinse atunci, în perioada când... Știți care e... Că n-a fost semnalizată, că și-a stricat unul baia, au fost niște cazuri... Da? În momentul în care s-a montat,
nu s-a făcut semnalizarea, era semnalizat că acolo 30 de km pe oră și drum cu cocoașe, cu denivelări, era. Dar dacă nu ține nimeni cont de ele, n-ai ce să faci. Într-adevăr, poate trebuia mai bine semnalizată și acum sunt inclusiv luminoase semnalele noaptea, se văd. Dar știți care e problema? Înainte erau accidente foarte dese. Deci acolo se mergea tare. Haideți să vă dau două exemple. Dați-mi, La școala 4 și la școala 8. La școala 8 au fost în ultimii ani 7 accidente cu victimă și dimineața când mai merg la serviciu văd un părinte care își duce copilul în scaun cu rotire, îl cară pe acolo. De când s-a făcut trecerea de pietoni din septembrie anul trecut, n-a mai fost nici măcar o tamponare. Înțeles, în jurături, mi le-am luat eu o parte și am mai luat primăria o parte, le-am împărțit în jurăturile, dar e bine că știți, eu sunt mulțumit de mulțumirea elevilor de la școala 8 și a părinților care știu că își duc copiii în siguranță. Iar la școala numărul 4, în ultimii ani, au fost 3 persoane decedate și vreo 37 sau 38 de accidente cu victimă. Iată că acest semafor cu buton reduce la maxim numărul accidentelor. N-au mai fost accidente de atunci. Am înțeles, deci trebuie să înțeleagă asta, să ne dorim, să și circule copiii noștri în condiții de siguranță. Cu toții să circulăm în condiții de siguranță și să reușim să ne educăm și noi, că vedem că educația asta nu se face chiar așa, că știți ce mi-a plăcut? Vorba bună... Poliția rutieră a început să dea amenzi celor care nu se asigură la traversatul trecerilor de pietonilor. Da. Deci legea spune că trebuie să te asiguri și când vezi trecerea de pieton, nu doar te arunci pe ea. Exact. Și am început să dea amenzi și asta este foarte bine. Eu stau în spate la un metru așa să nu cumva să opresc pe unul, că nici mie nu-mi convine când se aruncă unul. Aveți bun simț, aștepta să mai vină și alții și să traversați. Da. Și vine că oprește, cineva vede că e un pieton. Deci au ajuns oamenii cu... Sunt și oameni cu o conștiință, când te vede că ești în dreptul trecerii, opresc. Mă, ți-e și rușine dacă ești om cu bun simț. Da. Ți-e și rușine că omul ăla, mă rog, a oprit pentru... Trebuie să fim foarte atenți în trafic, pentru că, repet, suntem din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai multe mașini, din ce în ce mai nervoși, pentru că cu nervozitate nu vom reuși să rezolvăm absolut nimic. Dar spuneți-mi, cu cetățenii, cu oamenii, aveți discuții din partea oamenilor, vin interpelări, vin soluții, cele mai multe discuții le-am pe Facebook. E cel mai ușor. Nu contează pe unde vin, vin prin în audiență, poștă, eu mă deplasez în cartiere, stau foarte mult de vorbă cu oamenii și multe din proiectele pe care le-am implementat sau pe care le-am propus vin din discuții avute cu oamenii. Semaforul de la școala 4 mi-a cerut o doamnă care avea mare copilul la școala 4 și mi-a spus că în fiecare dimineață stă cu emoții, e un real pericol să traversezi pe acolo. Asta m-a făcut să ajungem să implementăm acest proiect. Din discuțiile cu oamenii, bineînțeles. Da. Da, luăm puțină publicitate, Iulian. Vin mesaje de la telespectatori. O să le citim imediat după pauză. Vedem și noi cum se circulă în oraș din aceste imagini. Nu-i bine nici pentru bicicliști, pentru că aici suntem în urmă rău de tot. Pietonii și ei trebuie să pună umărul puțin la... Unii dintre ei au timp liber, poate mai mult, poate nu chiar trebuie să se arunce așa în trafic și sigur nu trebuie să se arunce în trafic, dar după publicitate vom continua discuția noastră despre circulația din Piatra Neamț.